Astăzi, 12 august, lumea întreagă marchează Ziua Internațională a Tineretului, un eveniment dedicat celebrării potențialului tineretului din întreaga lume și promovării contribuțiilor lor esențiale în comunități și societăți. Cu această ocazie, Alexandru Cojocaru, președintele Tineretului Social-Democrat Mehedinți, a transmis un mesaj de apreciere și inspirație către tinerii din județul nostru, încurajându-i să continue să fie forța care conduce spre un viitor mai bun. Ziua Internațională a Tineretului a fost instituită de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în anul 1999, cu scopul de a recunoaște importanța tineretului în construirea unei lumi mai bune și mai echitabile. Un alt aspect important al zilei de astăzi a fost promovarea vocii tineretului în luarea deciziilor. În diverse colțuri ale lumii, tinerii au avut ocazia să participe la dialoguri cu lideri politici și să se implice în inițiative de schimbare. Aceste interacțiuni au subliniat importanța includerii perspectivei tinerelor generații în dezvoltarea politicilor și strategiilor de viitor. Ziua Internațională a Tineretului subliniază importanța continuării sprijinului pentru tineret, promovând educația, inovația și incluziunea. Ocazia Zilei Internaționale a Tineretului, Alexandru Cojocaru, președintele Tineretului Social-Democrat Mehedinți, a transmis un mesaj plin de inspirație și apreciere către tineretul din întreaga țară. Acesta a subliniat rolul esențial pe care tinerii îl joacă în modelarea și progresul societății noastre. Tinerii joacă un rol foarte important în viața politică, socială, administrativă dintr-o comunitate. Cred că este nevoie de cât mai mulți tineri, atât în administrație cât și în politică, pentru că entuziasmul nostru și dorința de a îmbunătăți lucrurile sunt evidente, sunt puternice și cred că pot aduce plus valoare atât administrației cât și clasei politice, ceea ce ne dorim cu toții. Cu toții ne dorim să rămânem aici în țara noastră, să ne construim o familie, o carieră profesională aici în România și consider că este nevoie de cât mai mulți tineri care să punem umărul împreună și să construim o societate mai bună, o țară mai bună, un viitor mai bun pentru fiecare dintre noi. Este un prilej de a reflecta asupra progreselor realizate și de a identifica noi direcții pentru viitor. Într-o lume într-o continuă schimbare, energia și creativitatea tineretului reprezintă un motor vital pentru dezvoltarea globală și soluționarea provocărilor viitoare. Pe măsură ce se încheie Ziua Internațională a Tineretului, este clar că tinerii continuă să joace un rol esențial în modelarea viitorului nostru colectiv, demonstrând că inovația și angajamentul lor sunt cheia unui viitor mai luminos și mai prosper pentru toți.